ecoterienii, elevii școlii gimnaziale Giurgiuvene Marin Voiculescu continuă derularea activităților din proiectul național ce îi cuprinde și pe alți elevi din 150 de școli românești ale mediului urban. Una dintre acțiunile proiectului s-a derulat astăzi în sala de festivități a unității școlare Giurgiuvene. După intonarea imnului ecoterienilor, s-au premiat elevii din clasele a 3-a și a 4-a care au scris cele mai bune eseuri, având drept temă protecția mediului și colectarea materialelor reciclabile. De la demararea proiectului, la începutul anului școlar, activitatea aceasta de colectare a avut succesul scontat, elevii fiind sprijiniți de părinți, iar profesorii și coordonatorii proiectului având speranțe de clasare a școlii pe locurile fruntașe în rândul celor cuprinși în proiect. Fiind un număr foarte mare de elevi în școală, cred că toți elevii au conștientizat colectarea selectivă a deșeurilor și au adus la școală o cantitate mare. Au adus și vor aduce în continuare până la finele anului școlar. Părinții au fost receptivi la informațiile primite de la noi, în cadrul ședințelor cu părinții au fost informați și au venit împreună cu copiii dumnealor și au adus deșeuri de echipamente electrice și electronice. Tot în sala de festivități a școlii, ecoterienii au recitat versuri și au prezentat o scenetă cu titlul Învață să prețuiești natura. De altfel, titlul scenetei s-a dorit a fi mesajul transmis de elevii unității școlare Giurgiuvene, sprijiniți în parcurgerea acțiunilor din amplul proiect Ecotic Zilele Eco în școală, de către coordonatorii de proiect Cecilia Furtună Popa și Lucia Ivan.